Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Emisiunea Realitatea în Politică ne aduce astăzi o problemă stringentă, încă de actualitate, dar din păcate fără soluții. Starea economiei românești. Nu putem să discutăm despre economia românească sau economie la modul general fără să avem în vedere situația politică de moment a statului român și aici mă refer în mod deosebit la alegerile locale, care se apropie vertiginos. Suntem în campanie electorală, 27 septembrie este data când au loc alegerile locale. Vom vedea dacă guvernul și celelalte autorități cu competențe în acest domeniu au pregătit toate demersurile în așa fel încât votarea să se desfășoare în condiții de securitate a sănătății, cu atât mai mult cu cât probabil vor fi persoane, deși nu este de dorit, care din cauza temerii față de COVID-19 să nu participe la vot. Evident, în România votul nu este obligatoriu, votul este universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Am avut săptămâna trecută acea moțiune de cenzură eșuată, din punct de vedere al neîndeplinirii vorumului. Am discutat despre acest subiect, nu mai dezvoltăm. Astăzi, președintele României a susținut o conferință de presă în legătură cu începerea noului an școlar. Bineînțeles, a primit întrebări de la jurnaliști, în mare parte invocându-se faptul că școala trebuie să înceapă în condiții de securitate, în zonele unde se poate desfășura online. Așa se va întâmpla, că nu va participa la ceremonia de deschidere a anului de învățământ, că alegerile trebuie să se desfășoare, că PNL-ul, din punctul dânsului de vedere, va obține un rezultat remarcabil la aceste alegeri. Însă, problema predominantă, care până la urmă suscită nivelul de trai al cetățenilor români, este economia. În mod clar, nu vom discuta numai de economie, numai despre economie astăzi, în condițiile în care veți vedea care sunt invitații pe care i-am în această seară în platou și voi începe în primul rând cu domnul Ilie Șerbănescu, fost ministru al reformei, analist economic, reputat analist economic, autor a multor lucrări de specialitate. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Și domnul Aurelian Mihai, fost deputat pentru diaspora, perioada 2012-2016, cu rezultate deosebite în implementarea unor proiecte, programe care vizau și vizează încă felul în care statul român asigură întărirea legăturilor cu românii din afara granițelor țării. O să ajungem foarte mult la acest subiect. În mod evident, întrebările care vor exista pentru cei doi invitați vor putea fi transmise la numărul de telefon pe care îl avem afișat pe ecran, dar o întrebare la care domnul Ilie Șerbănescu a mai răspuns, dar probabil pentru telespectatorii care nu au fost de față sau care nu au fost atât de exigenți în a interpreta răspunsul dânsului. Domnule ministru, de ce economia României a ajuns într-un asemenea mod în care, practic, să nu mai avem nicio șansă de resuscitare? Eu cred că nu e bine formulată întrebarea. Vă rog. Și am să vă spun de ce. Da. Așa după cum o creditează statistica, avem și șanse. Nu numai că o ducem rău. Și mai rău. Să o ducem și mai rău. Asta se poate. Da. Dar eu cred că ceea ce statistica creditează România ca PIB, e o himeră. Și am să vă spun de ce. Nu deja, că scuze că vă, am citit, acum vreo 2-3 zile, că deci a scăzut produsul intern brut cu, la 12,3%. Lăsați asta. Nu? Lăsați asta. Sunt numai, numai calcule. Nu? Deci nu. Toate astea sunt adevăruri. Bun. Bun. Dar vă spun de ce este o himeră. Da, da. Totuși. Pe teritoriul României există două economii. Una străină și una, și una românească. Da. Una deținută de capitalul străin, care nu are absolut nicio treabă decât să facă profit. Și cealaltă, deținută de capitalul românesc,
ele, statistic, după cum spune statistica, se împart cam jumătate-jumătate. Cealaltă are toate angararele pe cap. Adică, susține armata, serviciile secrete, ordinea publică, pensiile, sectorul bugetar, sănătatea, educația. Toate astea cad în sarcina numai a economiei românești. Pentru și acum a venit și coronavirusul asupra ei. Și pentru ca să treacă peste această perioadă foarte grea, aici nu e problemă dacă ești de acord că există coronavirus, că nu există coronavirus. Nu. Aici este important că există un mare impact al acestui coronavirus, sau mai precis al strategiei de înfruntare a coronavirusului. Cel mai mare impact, impact economic. Asupra economiei. Exact. Perfect. Bun. Până aici. Și pentru asta vreau să vă spun că de la începutul acestui an, România s-a împrumutat cam cu vreo 15 miliarde de euro. Numai de la începutul acestui an. Citeam că datoria ar fi de vreo 800 de miliarde de euro. N-are importanță. Eu vă spun... Cât o să ne mai împrumutăm? Păi stai, da, vă rog, le luăm pe rând. Gata, nu vă mai interesează. Da, da. Aici este problema. Da. Dacă eu raportez această sarcină pe care ne-am asumat-o și care trebuie plătită, înțelegeți, la întreaga economie aia cu care o creditează statistica, care e de vreo 200 de miliarde și ceva de euro, problema e quasi suportabilă. Dacă țin cont însă că o plătește numai jumate din economia asta, eu cred că nu poate să o ducă. De asta spun că e foarte frumoasă întrebarea noastră cu economia românească, dar economia românească, aia adevărat românească, e foarte mică în momentul de față și care, fiind împovărată și de niște împrumuturi pe care nu le-a avut niciodată, eu cred că nu va putea ieși. Punct. Deci, viziunea mea este următoarea. Că se va duce așa, se va face politică până la alegeri și indiferent cine va câștiga alegerile, după aceea se va trece la austeritate. Una dură. Dură de tot, ca să putem plăti acele 15 sau câte s-or mai face de miliarde în plus până la momentul respectiv. Și pe care le va plăti numai economia aia, jumătate din economie. Că cealaltă nu are nicio treabă. Ea nici măcar ea-și externalizează profiturile pe care nici măcar nu îi permite să le fiscalizeze. Și cu asta pot. E o realitate ce spune. Asta e o realitate. Dure, da? Asta dure. Nu este politică. Asta s-a tras de mult atenția. Nu e nimic. De ce autoritățile, practic, nu au pentru făcut că, nimic? Pentru că suntem, vă spun de ce. În momentul în care o economie pierde proprietatea, nu mai are decizia. Și în condițiile astea, indiferent cine e la guvernare, sau că se schimbă guvernarea, n-are nicio importanță. Că dacă se schimbă guvernarea, dar proprietatea rămâne la aceeași, înseamnă că decizia rămâne tot la ei. Și atunci de ce, degeaba se schimbă guvernarea. Corect. Mergem pe partea cealaltă și o să revin, bineînțeles, la domnul Ilie Șerbănescu. La domnul Aurelian Mihai. E adevărat, în perioada 2012-2016 încă nu exista Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. A fost înființat în 2017. Actualmente nu mai există, este un departament. Însă,
Statul, potrivit Constituției, sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara granițelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase. Mai mult decât atât, cetățenii români în străinătate se bucură de protecția statului român, cel puțin teoretic, și trebuie să-și îndeplinească obligațiile, cu excepția celor care nu sunt compatibile cu absența lor din țară. S-a eliberat o strategie pentru românii din străinătate de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, probabil că a fost abandonată strategia, însă tot vorbim despre economie. Din punct de vedere economic, cetățenii români au plecat din străinătate, au plecat în străinătate datorită condițiilor vitrege din țară, neavând alte oportunități. Ce s-a făcut efectiv în perioada 2012-2016 pentru ei? Ce se întâmplă acum în condiții de pandemie? Pentru că o să ajungem imediat la subiectul în care ei au intenționat să vină în țară pe bună dreptate când a fost instituită starea de urgență, fiindcă acolo unde sunt cele mai multe comunități, Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, mulți români, neavând forme legale, nu se bucurau de asistență medicală, socială și așa mai departe și, prin urmare, nu beneficiau de servicii medicale. Ce se întâmplă acum? Dar facem o mică retrospectivă și imediat revenim la domnul ministru Ilie Șerban. Sigur. Vă rog. M-ați întrebat din 2016. Da. Sunt lucru știut că noi, în calitate de, cum se denumesc, sunt îmbin oarecum termenul folosit de noastră și domnul ministru economie, l-am auzit pentru prima oară în Madrid. Păi, majoritatea sta zilanți economici până la urmă, nu? Despre asta din cauza asta, pentru că economia e peste tot și nu întâmplător domnul Ilie Șerbănescu este aici. Toți vorbesc, da, domnule, relansare economică. O să ajungem. De unde? Din ce? Din împrumuturi? Ajungem și acolo imediat. Sunt convins că domnul Ilie Șerbănescu are la fiecare întrebare răspunsuri pertinente și, bineînțeles, reale. Eu am locuit 11 ani la Madrid, între 2001 și 2012, când am preluat mandatul în urma organizării alegerilor electorale. Existau mulți români plecați atunci în străinătate, nu atât de mulți ca după 2007. Da, existau foarte mulți români și prima dată am auzit, cred că era 2002, la începutul anului, când unul din preoții la cărui parohie mergeam, la cărui parohie făceam parte, spunea, a folosit termenul pentru o de azilant economic, pentru că asta ne simțeam până la urmă, pentru că am plecat din România, cum a spus, în urma unei situații destul de grele pentru orice tânăr și orice cetățean român, vorbeam de reformă și că domnul ministru se află aici. Într-adevăr, eu, generația mea, am 44 de ani, mulțumesc la fel. Acum aproape 20... Eu cred că am împreună, am singur cât aveți dumneavoastră împreună. Aveți 78 din câte. Am 78, da. Mulțumesc. Vreau să spun că acum 20 de ani aproape când am emigrat, gândiți-vă, nu erau condițiile de astăzi. Statul român nu făcea parte din Uniunea Europeană, nici măcar din Organizația Nord-Atlantică, din NATO. Dar pentru noi a fost foarte greu, da? Și ne-am întrebat, o să termine chestia asta, am emigrat. Eu am stat în Spania, am primit trei ani fără acte, că astea erau condițiile până îți obține permisul de muncă, în urma regularizărilor pe care le ofereau statele respective, în cazul meu, statul spaniol. Și ulterior am reușit să-mi folosesc și studii, să capăt experiență profesională acolo și să materializez practic ce învățasem. Și știam. Dar condiția primordială, de fapt, lipsurile pe care le întâmpină tinerii și astăzi, sunt lipsurile legate de oportunități. Acum mai puțin, trebuie să fim cinstiți. Atunci era o catastrofă, practic, la nivelul pieței muncii și din punct de vedere al salarizării. Eu nu vreau să dau o informație greșită, dar am fost inspector la fisc. Administrația financiară. Angajat în anul 2000. Țin minte, fluturașul respectiv erau câteva zeci de dolari. Atât era salariul. Dacă ne lăudăm cu chestia asta, vreau să vă spun că atunci când am fost și eu ministru, pentru două luni jumate, atât am fost ministru, atâta, am și eu fluturașul, îl țin. Am avut salariul 1.300.000.
La vremea respectivă făcea vreo 380 de dolari. Ei, la mine nu ajungea atâta, la... Atâta am avut. Și dacă nu îți rotunjești, cu 380 poți să mori de foame și acum, nu mai exact, în exact. Sigur atunci. Că, da. Că asta se întâmpla da. În 1997. Șapte, da. Eu vorbesc de anul 2001 când am emigrat. Era o altă... Și totuși atunci un salariu de 300 de dolari, că nu exista euro, era un salariu bun. Ei, acum nu mai vorbim de așa ceva. Piața muncii, oarecum, trebuie să recunoaștem că nu oferă niște condiții. Dar se pleacă, pentru că această, nu pot să spun neapărat normalitate, această situație, acesta, de fapt, pozitivă la nivelul mediului urban, nu o să o regăsim în toată România. Nu o regăsim. Și aceea emigrația românească este preponderent, hai să zic preponderent, dar rurală într-o bună măsură. Pentru că acolo nu... După câte știu eu, este rurală într-o bună măsură. Și ca să fim n-am foarte vrut să clar, accentuez. Acest lucru este ceva special în Europa. Da, da, este adevărat, dar este procentul ceva este mare. Special. E ceva special. Să știți că în la Spania... noi n-a plecat proletariatul, ca să da, fim da, foarte da. Clar. Au plecat țăranii și de-aia nu mai avem țărani, domnule drag. Eu am locuit acolo, eram din absolut toate județele țării. Sunt anumite zone în care erau și lângă Madrid câteva sate de comunități din Bistrița și așa mai departe. Cum au venit românii? Despre ce discutăm însă este altceva. Discutăm despre anii 2012-16 în actualitate. Exact. Sigur că ne-am adaptat. Noi românii ne-am adaptat. Am făcut față. Trebuie să mergem înainte. Dar cu mari greutăți. Pentru că nimeni nu-și mai aduce aminte cât de greu a fost la început. Nu-ți vedeai familie. Nu mi-am văzut familia aproape 3 ani de zile. Părinți. Dar gândiți-vă că și astăzi condițiile sunt destul de bune. Că vrei să emigrezi, ești european, nu se mai pune problema, ai drept de muncă. Și mai departe. Ei, atunci nu era așa. Și totuși, în acei ani, și cei post-aderare, în primii ani, românii din afara țării, noi, cei din diaspora, emigrația asta, azilanții economici, am trimis foarte mulți bani în România. În 2008, statul român, la intervenția asociației, mediul asociativ și nu numai, statul român a constatat că trebuie să armonizeze legislația electorală și să aibă și primii reprezentanți în Parlament pentru românii de pretutindeni, exact. Că era un termen generic folosit în anul 2000. Da, atunci, da. Se înființase un departament și mai departe pentru românii de pretutindeni, cu un subsecretariat de stat. A evoluat chestia asta, n-a evoluat și numărul reprezentanților românilor din afara țării, cu toate că numărul nostru în afara României a sporit. Da. De când eram eu un legislativ în mandatul... Și senatori, ca așa cum reprezintă românii din străinătate. Sau cum spun acum comunitățile de români din afara granițelor țării. Numai în Europa de vest există o populație de vreo 20% din totalul României, ca să ne înțelegem. Peste 4 milioane de cetățeni. E foarte mult. Foarte mult. Vă uitați în orice stat european și o să vedeți că nu... Știți că sunt în statistici? Am depus o serie de interpelări și atunci și mi se spune aproape 4 milioane, 3 milioane 800. Recunosc, nu sunt la zi acum, în momentul acesta, dar statistica pe care o elaborează Ministerul Afacerilor Externe, că este Ministerul Sărcinat, cu prezentarea acestor date, eu acolo formulam interpelările, probabil că acolo o să bată. Nu e așa. Și am să vă spun de ce. Așa, mă refer la nu vreau să fac polemică în domeniul ăsta, vreau doar să vă spun o realitate. Da. O, realitatea este următoarea. Noi suntem, cât sunt pe alea electorale? 18.820.000. Cum să mai fim 18 milioane cu drept de vot? Noi cu drept de vot. Au plecat 4 milioane. Știu ce vă da, mă rog. Sunt înscriși și ăștia. Lăsați, nu, stați puțin. În registrul electoral. Stați puțin. Da. Problema este, calculația asta este în mâna mai multor organe din România. Ele nu cooperează între ele, pentru că n-au lege.
Au lege. Institutul Național de Statistică transmite. Stai, domnule, pe baza raportelor de aici de evidență informatizată. Îmi pare foarte rău. Da. Institutul de Statistică nu are lege să evidențeze corect această chestiune. Deci el nu este de vină. El nu are lege. Și atunci, să vă spun eu ce se întâmplă. Îi spune așa, zice, bă, ăștia 18 milioane care sunt în România, unde sunt, frate? Și atunci îi pune, în industrie nu sunt, că sunt doar atât. În servicii nu sunt, că sunt doar atât. Înțelegeți? Și atunci îi bagă în agricultură. Îi bagă în agricultură, ei nu sunt în agricultură, ei sunt în Spania. Și dacă am ajuns în Spania, în Italia, dacă am ajuns ca cu timpul să se ajungă la un fel de adevăr, asta se datorează îndeosebi primarilor spanioli, care n-au acceptat să-i vină ăia și să nu-i înregistreze. A trimis situația exactă la serviciul lor central și de acolo, prin Uniunea Europeană, a ajuns la București. Și în felul ăsta nu-i mai bagă pe ăia care sunt în Spania, nu-i mai bagă în agricultura din România, ei nu, nefiind niciodată în agricultura din România. Ați înțeles? Da, mă rog, lucru aici... cu care nu s-a întâmplat în Italia, pentru că primarii italieni nu sunt atât de exigenți. Și i-a lăsat să trăiască la margine și să nu înregistreze și așa mai departe. Și, mă rog, acum s-a mai echilibrat situația față de adevăr, grație acestor intervenții din partea autorităților locale. Europene. Aici vorbim de cetățenii români cu drept de vot înscriși în listele electorale permanente. Mă rog, astea sunt, până la urmă, statistice pe care le oferă ei de fiecare dată înainte de începerea alegerilor. Dar să știți că există acest fenomen în Uniunea Europeană și nu numai în statele dezvoltate. Românii renunță la cetățenia română. Din motivele pe care le consideră, pentru că nu stăm acum să judecăm cetățenii români de ce o fac. Din oportunități, au copii, familie. Este dureros atât acordarea cât și renunțarea. De ce spun acest lucru? Pentru că m-ați întrebat asupra relației, că așa ați început, statului român cu... cetățenii români din afară granițelor. Bineînțeles, vorbim de comunități române din afară granițelor țării. Am evoluat ca stat în acest dialog și în această relație cu românii care au plecat. Pentru că vorbim de diaspora de mobilitate, mai nou este numită diaspora de mobilitate. Ne referim la românii din teritoriile istorice, cei din jurul României, până în Albania, etc. Nordul Greciei, poate. Ce se întâmplă în schimb? Se întâmplă că această strategie de care ați amintit și ați întrebat, ea este elaborată pe 3 ani de zile, etc. 2017-2020. Sau 2020. Odată cu hotărârea 17 pe 2017, cuprins în ordonanța 1, prima ordonanță a guvernului, noului guvern după alegeri în 2016, ordonanța 1 pe 2017, a fost și înființat Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, a existat acea lege prin care au fost eliminate taxe consulare. Nu, vreau să fiu corect. Așa. 33 de taxe consulare și de cetățenie au fost eliminate prin eliminarea celor 101 taxe nefiscale. Propunere inițiată în legislatura 2012-2016, nu de către mine, de mai mulți parlamentari, într-adevăr. Cred că nici nu mă număr printre inițiatori, ca să fiu sincer, dar în acele 101 de taxe nefiscalizate erau incluse 33 de taxe de cetățenie și consulare, care au fost eliminate prin legea 1-2017 pentru că a fost reîntoarsă legea la Parlament și a apucat următorul legislativ. Eu, în schimb, acum 6 ani de zile am început greva foamei în Parlament și după 2 săptămâni de zile premierul de atunci, domnul Ponta, a înțeles care este situația și pe 6 octombrie aveam deja ordonanța 64
din 2014, prin care îmi eliminau anumite taxe consulare, prin taxa de consulare pentru serviciu prestat la consulat în vederea înscrierii certificatului de naștere, care era 135 de euro și în România gratuit. Și am pe conștiință, între ghilimele, peste... Aveam la terminarea mandatului, parcă printr-o statistică, cel puțin în momentul de față am peste 100.000 de români, de cetățeni români care s-au născut în afara granițelor țării și care, bineînțeles, că și ai căror părinți au beneficiat de această gratuitate. Am făcut lucrul acesta pentru că era o discriminare. Era normal să, și firesc ca statul român să-și îndrepte atenția asupra comunității de români și să nu ne trateze cu... această discriminare, cu acest tratament discriminatoriu, de fapt, și să nu ne taxeze pentru un serviciu prestat gratuit. Dar nu numai aici. S-au redus, s-au eliminat, de fapt, taxele pentru eliberarea titlurilor de călătorie pentru copiii până în 6 ani de zi. Am cerut până în 18 ani. Nu s-a putut, ulterior s-a mai rezolvat. Dar vreau să spun că unde greșește statul român în momentul de față, discutăm de reprezentanții diasporei, nu? Da. Numai că nu s-a mărit. Am avut proiecte succesive depuse în Parlament pentru îmbunătățirea legislației electorale. Legii 208 pe 2015 pentru alegerea Camerei Deputaților Senatului. Da. Legii 288 pe 2015 pentru votul prin corespondență. Exact. Cred că și acum mai sunt de la birou permanent cu adresa 460-462 pe 2016, că le-am depus înainte să termin mandatul cu ceva timp, și acolo zac în Parlament. Una dintre ele vizează și mi-a atras atenția și mi-am adus aminte și am căutat, am controlat ca să văd dacă am dreptate sau când mi-aduceam aminte. Solicitasem în anul 2016 ca românii care se duc să voteze în afara țării, măi, trăiești într-o anumită zonă, ești arundat unui consulaș, acolo ai secția de votare și nu poți să te duci în orașul alăturat. Trebuie, și am zis, domnule, trebuie să poată să voteze și pe listele suplimentare, chiar dacă se duc la 1000 de kilometri, sunt în vacanță, muncesc, etc., n-au reședință acolo, că muncesc pentru o săptămână, îi trimite firma. Și de-abia acum am văzut că a trecut în Senat o propunere a grupurilor parlamentare, dar vedeți, era foarte simplu să ia inițiativa mea să voteze. Să o dezbată, să o amendeze, să o adopte Parlamentul, să o promulge președintele. Era o modificare a legii. Și bineînțeles, cea legată de 280, votul prin corespondență, care nici acum oamenii nu știu, poate, vine plicul ăla rupt, se întâmplă ceva, ai informația afectată în forma fizic, ce faci? Până la urmă ai încredere, n-ai încredere. Te duci și îl predai la secția de votare, vrei să votezi prin corespondență, ai un dubiu. Trebuie să clarificate niște lucruri. Nu vreau să mai discut de chestia asta, vreau să punctez chestiunea legată de reprezentanți, pentru că nici în momentul de față nu avem suficienți reprezentanți. Nu suntem nebuni, ci în afara țării. Clar, vrem să reducem costurile la buget. Dar dacă într-un județ, eu sunt din Iadolți, din Fedești, acolo avem 2 senatori și 4 deputați, fix ca în diaspora. Unde sunt? Păi da, numai în Europa de vest peste 4 milioane. De ce se întâmplă așa? Pentru că potrivit legii 208 pe 2015, norma de reprezentare e un deputat la 63.000 de locuitori, un senator la 168.000. Numai că, în indiferent de județ, că vorbim de județul Harghita, județe mici, trebuie numărul deputaților să nu fie mai mic de 4 și al senatorilor mai mic de 2. Exact ca în diaspora, ce spunea domnul Aurelia Mihai puțin mai devreme. Așa spune legea și e corect să fie pe reprezentare și în județe pe mai mici. Pe mine m-a întristat că la un PLI, dacă nu mă înșel, 52 pe 2016, depus pentru modificarea legislației electorale, nu Cioloș la vremea respectivă, apreciat oarecum de generația mea, n-a avut totuși tăria de caracter și curajul să dea un aviz pozitiv pentru mărirea, dublarea numărului de parlamentari. Am mai avut un amendament în vara 2015 și mi-a picat la 2 voturi. Și am plâns cred toată vara. Ce se întâmplă? Întrebarea mea este, și domnul ministru știe că, normal, nu e străin de toate, n-are cum să fie de ce se întâmplă. Acești reprezentanți, 4 deputați și 2 senatori, nu au reprezentat interesele românilor din străinătate? Sau, pur și simplu, îi dublăm, le dăm atâția bani și ei practic se duc decât se plimbe? Eu am o întrebare să vă pun. Vă rog. Știm care sunt interesele românilor din străinătate? Da, le cunoaștem. Noi le cunoaștem. Le cunoaștem? Noi ne le cunoaștem. Nu știu, dar două secunde. Da, spuneți. Nu. Interesele pentru noi, pentru statul român, păi da? Să le dea votul, domnule, să trimită banii acasă. Votul când sunt alege și bani cât mai mulți, cât ăla ne ajung.
Eu așa zic. Eu cred că nu e niciun... Ăla nu mai e. Păi nu e. Aia e o aiureală. Aia e o aiureală. Avem altul. Avem o comunitate, o comuniune, ca să nu spun o comunitate, că poate e prea mult, cu românii din străinătate. Despre asta este vorba și aici aș fi vrut să adaug câteva chestii. Vă rog, că eu v-am pus o întrebare. Da, nu, vreau să răspund, că n-aș vrea să fiu superficial, dar da. Discuta domnul Sultan mai devreme și își punea întrebarea, nu, reprezentanții, ca această o coardă sensibilă și anticipat poate, sau nici măcar n-am discutat-o. Vreau să spun următorul lucru, că în momentul de față, o bună parte din reprezentanții românilor în Parlament nici măcar n-au trecut în diaspora, despre ce discutăm. Da. Și atunci îți pui problema, de ce să mărești numărul de parlamentari, dacă partidele își pun tot oamenii în România? Numai că scuze că vă întrerup, avem un telefon. Da? Bună seara! Ne auziți? Alo? Vă auzim? Bună seara! Puțin mai tare, că nu vă auzim. Nu se aude. Nu se aude, dacă se poate mai tare. Vă auzim, dar vă aud slab, adică nu se aude tare. Da, spuneți. Nu, eu în microfonie. Mă auzit mai bine? Acum da, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Din Spania. Deci domnul Grigoraș Cristi din Spania, da? Da. Vă ascultăm. Locuit în Spania. Da. De patru. Aș dori o întrebare, dacă se poate, văd că se discută, nu știu dacă se discută prin Parlament și ăsta, ridicarea numărului de parlamentari pe diaspora. Da. Într-un fel, sunt de acord și mai mult nu sunt de acord, pentru că cred că există ambasade și consulate care nu pot pune în aplicare tot ceea ce se propune. Nu știu dacă este bine să ridicăm numărul de parlamentari atâta vreme cât nu avem personal care să aplice ceea ce se dorește face. Mă explic, de exemplu, relația cu românii plecați în străinătate este foarte greoaie. Acum este online și de multe ori nu funcționează acest sistem online și la telefonic pur și simplu nu găsești pe nimeni. Și cred că consulatele și ambasadele trebuie să pună în aplicare contactul cu românii și să reprezinte românii. Nu știu ce ar putea face mai mulți parlamentari pe diaspora. Am înțeles. O să vă răspundă domnul Aurelia Mihai. Pentru domnul Ilie Șerbănescu aveți o întrebare? Nu. Bun, am înțeles. Bun, domnul Aurelia Mihai. De unde sunteți, domnul Gordaș? San Sebastian, Spania, Țara Vaștilor. A, din Țara Vaștilor. Un român din Țara Vaștilor. E cea mai dezvoltată zonă economică. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Din ce am reușit să înțeleg, este vorba de numărul parlamentarilor, relația, misiunea pe care spune o au că parlament. A spus așa, chiar dacă am dublat numărul de parlamentari, la nivel de ambasadă, consulat, nu avem personal suficient care să rezolve aceste probleme. Asta ține de misiunea afacerilor externe. S-au calificat. Parcă le-am fi vorbit. Sau forma de lucru nu este bună în contactul cu cetățenii. Bun. Da. Eu spuneam la început, măcar dar fi toți candidații de pe listele partidelor politice din diaspora. Sigur că ne propune în dublare o proporționalitate a mandatelor pentru diaspora. Dom'le, dar partidele să nu mai vină cu oameni care n-au trăit acolo. Pentru că asta este dureros. Pentru că sunt oameni foarte bine pregătiți. Fac politică de atâta vreme. Cunosc, cred că, mai în toate partidele politice pe cei care se ocupă în străinătate. Și credeți-mă, aș vrea să încep cu început să răspund foarte rapid. Care dreptate, domnul Gordeș? Noi avem un consulat în Bilbao. Dacă îmi dați voie, eu înțeleg că să fie oameni de aici, dar încă o dată mă repet, se spun ofurile, dar nu avem tehnologia, între ghilimele, de aplicare a funcționării, a ceea ce dorim să facem. Da.
Este adevărat, este una din problemele pe care le-am întâlnit și eu în afara țării, în perioada mandatului. Ne referim la această strategie, despre ea vorbim și n-am apucat să spunem mare lucru și nici nu o să prelungesc foarte mult subiectul pe tema asta. Statul român are anumite deficiențe în dialogul și raportul pe care le are cu aceste comunități de români în afara granițelor țării. Dacă există, cum asemenea și românul nostru din Bilbao, din țara Vașilor, din Spania, domnul Gurdaș, această discrepanță, fie că nu este tehnică de calcul, fie că echipamentele nu, ar trebui să suplinească nevoia de prestare a serviciului fizic la consulate, fie că o dimensionare a misiunilor consulare nu este transpusă în teritoriu așa cum ar fi cerința necesară, poate că mai trebuie să înființate consulate, Dumnezeu știe, pentru că nu mai am o statistică, nefiind în Parlament la zi, cu tot ceea ce se întâmplă acolo, doar ce pot să văd pe mediul online și interpelările colegilor, dar există aceste deficiențe, că de multe ori mă sună și pe mine românii din afara țării, acești oameni sunt nemulțumiți în continuare. Eu am văzut undeva în perioada pandemiei o chestiune de cascadorii rusului, sunau de la un post de televiziune undeva după amiază la ambasada, la consulatul de la Roma, ambasadorul României, domnul Bologan, era în emisiune cu cei de la postul televiziune românesc, undeva la ora 2 după amiază, 2 și ceva, oamenii aceștia din studio sunau la consulat să răspundă cineva, domnul ambasador spunea, excelența sa, nu, că ne ocupăm. Cred că ne ocupăm. Și domnule, sunăm de un sfert de oră. Și au lăsat telefoanele în emisie. Adică a fost un moment umilitor, jignitor pentru noi ca stat. Și atunci ne dăm seama, nu doar că este vorba de echipament. Personalul trebuie să fie atent, trebuie să fie pregătit. Trebuie să facă față. Pentru că în Spania erau cumva 1 milion de români. Statistica spune mai puțin astăzi. Că ilegal poate sunt mai mulți sau neraportat. Dar aceasta e una din probleme. Spuneați de pandemie. Oamenii care au venit din străinătate aici au venit de bine. Era un flux continuu. Au venit pentru că statul ăsta român nu se îngrijește de ei. Încă sunt foarte mulți români care lucrează la negru. Că asta este realitatea. Da. Ce face statul român în momentul de față? Dar ei lucrează la negru din cauza statului român? Să știți că statul român nu are o strategie, n-ai ajuta. Fiecare este pe cum propriu. Acolo. Eu v-am întrebat dacă credeți că ar fi, în fund, ar fi normal să știm ce vrem de la oamenii ăștia, ce comuniune avem cu ei. Eu cred, avem de la ei, da? Eu cred că ei pleacă de aici pentru că nu le e bine. Bineînțeles. Bun. Noi mai vrem ceva de la ei? Statul român. Statul român. Bineînțeles că... În afară de vot. Bineînțeles ce? În afară de vot. În afară de vot. În afară de vot și de banii care vin constant în România. Așa ceva. Asta nu e comuniune. Asta e o aiureală. Sigur că da. Noi discutam ironic. Dar, bineînțeles, statul român. Domnul, eu vreau să vă spun că chestiunea asta e foarte complexă. Foarte complicată. În primul rând, apropo de ce spunea domnul Sultan, că ce mai vor de la ei doar votul. Bun. De ce pentru mine, care n-am plecat din țară, lasă-mă pe mine că am sunt Matusalem mic, dar oameni care au 40 de ani și care n-au plecat din țară, de ce viitorul lor să depindă de votul unor oameni care nu știu dacă mai au vreun interes cu România? Ba, să știți că despre asta este vorba. Păi de ce? Oamenii vor să se întoarcă. Bună parte, poate mare parte. Sfânteți-vă de treabă. De unde știe cineva așa ceva? Da, acum auziți? Ce spune domnul Șermănescu? Vreau să vă întreb, își plătesc impozite aici? Dacă au proprietăți, sunt obligați să... Dacă nu își plătesc impozite aici, n-au dreptul de vot, domnule. Ce să mai discutăm? Nu au dreptul. Nu au dreptul, domnule. N-au dreptul să îmi decidă mie soarta. Ai plecat, eu sunt de acord, ai dreptul să pleci, pentru că nu ți-a fost bine, dar asta e treaba dumitale, nu e a mea. Nu, eu aici... Nu-mi dirijezi tu de acolo viitorul meu.
Da, da. Știi ce se întâmplă? Oamenii se nasc cu anumite drepturi și obligații care merg cu tine toată viața. Unul dintre drepturile fundamentale e dreptul de vot. Sigur. Dreptul de vot ca și dreptul de a fi ales. Bun. Am spus cum e votul. Însă... Adică cum, domne? Plătești impozite în Spania și votezi în România? Nu se poate. Știi ce s-a întâmplat? Decizi în România. Anul trecut la legile prezidențiale în turul 2 au votat 1 milion de români în străinătate. 1 milion. Asta știi dumneata. Nu, eu nu cred. Așa este, 1 milion. De unde? Cum adică? Nu sunt statisticile de la Autoritatea Electorală Permanentă? Nu sunt foarte convins. Oficiale. Nu sunt foarte convins. Nu, 1 milion au votat în străinătate. Eu vreau să dau un răspuns. Eu v-am întrebat dacă trebuie să facem o comuniune cu ei, să știm ce vrem de la ei. Dacă vrem numai votul, nu. Păi, mai bine nu. Uitați, cam asta vor politicienii, nu noi românii la modul general. Pentru asta, atunci când au vrut să vină în țară, pentru că de ce s-a ajuns la ideea ei de dublare? Ei au venit în țară că nu n-a mai mers acolo treaba. Păi bineînțeles. Bun. Să ia ceva cu ce dublarea numărului. Ca să explic, eu am explicat-o domnul Aurelian Mihaiu, știe. Ce, i-a primit toată lumea. Nu, unii au mai adus și coronavirus. E foarte frumos. Deci, ce, care e problema? În străinătate avem vreo 4-5 milioane de cetățeni români. Da. Din ei numai 800 de mii sunt posesori de pașapoarte CRDS. Adică cetățeni români cu domiciliu în străinătate. Am înțeles. Bun. Pe asta e problema. Restul știi unde sunt? Sunt în statistică, în agricultură. Pe asta i-am spus domnului. Nu, mai puțin. Discutam aici de... Păi cum, domnule, în toată Uniunea Europeană România este o excepție totală. Are o pătrime din forța de muncă în agricultură. Și nu sunt în agricultură real decât oameni peste 55 de ani. Păi asta este diferența. Diferența sunt în Italia, în Spania, nu știu ce. Și Germania, pentru că Institutul de Statistică nu are lege să rezolve această problemă, ei răpune acolo unde poate. Deci, aș vrea să dau un exemplu personal. O parte din impozitele, e cazul meu, uitați, având proprietate, îmi plătam impozitul la primărie. Lasă, domnule, proprietatea. Mi-am plătit vechimea în muncă, bani care au venit aici. Asta vrea să spune, domnul Șebănescu. Mi-am plătit vechimea în muncă și ca mine procedează o mulțime de români. Acum să știți că se plătește și retroactiv, pentru că o modificare spre rușinea multor partide naționaliste. UDMR a venit și a promovat. Ce se întâmplă? UDMR-ul a venit și a promovat propriile interese. Nu, dar e tot... La UDMR e așa? Nu, dar este totuși bine, cadrul legislativ a fost armonizat. Ați atins un subiect foarte important și o să vă explic de ce imediat. Sigur. Pentru că spun atât și după aia vă dau cuvântul amândurora. Anul trecut, pentru alegerile prezidențiale, ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare și la cele prezidențiale din 2014, s-a introdus pentru cetățenii români din străinătate votul prin corespondență. Și se puteau preînregistra. Exact ce spuneți dumneavoastră, s-au preînregistrat la vot prin corespondență vreo 50.000 și la secții de votare vreo 30.000. Și tocmai pentru a nu-și da datele. Bun, să nu-și dea datele exact ce spuneți dumneavoastră, de teama că autoritățile române le pot folosi datele personale pentru că au datorii în țară pentru impunerea taxe. Ba da, ăsta ele n-au vrut să și le dea ca să nu aibă probleme cu fiscul din țara străină. Lasă, domne, cu fiscul. Păi aici ajungeau. Aici ajungeau, nu acolo. Deci ele te meteau aici. Da, vă rog. E o părere de acolo, din comunitate. Există cetățeni români care au aceste temere. Eu... pur și simplu o copilărie, pentru că ele pot ești înregistrat electoral, atât. Ești înregistrat în țara respectivă. Da. Statistica avem, pentru că în Spania se numește împadronamentul. Te duci la primărie, te înscrii, soliciți permisul de ședere, cel de muncă și mai departe. Sunt cetățeni europeni. Dar cazuri, vă pot spune și cazul meu. Pentru că n-a fost nevoie, n-am surori, părinții mei, o situație bună. Dar banii am trimis și eu în țară și foarte mulți. Au trimis românii din afara țării mult mai mulți bani pentru mine. Banii intră în economie. S-a încheiat și cu chestia asta. Nu, păi vă spun eu statistici. Vin bani și azi. În 2008 erau 9 miliarde. Acum dacă sunt 3 jumate.
Dar să știți că acum... Nu știu, acum cu pandemia, cred că s-au risipit complet. Acum 4 ani de zile, dacă nu 5, investițiile străine directe erau sub trimitele de bani române din afara țării. Maestre, maestre. Hai să fim serioși. Păi trimiterile astea, da, în loc să le consumați ăia care sunt acolo, în loc să le consume la hipermarketurile din Spania, să zicem, le consumă la hipermarketurile de aici, care sunt tot germane și franceze. Dar... Haide, domnule, că nu suntem toți proști. Banii tot acolo intră, da. E tot același lucru. Asta cu trimiterea asta, această comparație cu investițiile, păi nicio investiție. Dumneavoastră ați făcut vreo investiție în România? Eu personal. Da, nu. Păi nu, dar colegii ăia dumneavoastră din Spania ați făcut vreo investiție? Ba, se poate vorbi de o investiție, de o casă. O casă, investiție. Da, s-au consumat, se dau ăsta, se trimit acasă la părinți, la copii, la nu știu ce. Și ăștia se duc frumos și se duc la hipermarket și iau. Dar iau tot de la ăia, domne. Cazul meu nu a fost să trimit părinților când n-au avut nevoie. Lasă, că dumneata ești o locuință. E o excepție, o excepție. Nu e asta, da. Da, vă rog. Ca să continui. Da, da, da. Tot rămâne la chestia asta. Da. Există această lipsă de atenție pentru comunitățile românilor din afara granițelor țării, din partea statului român. Nici la nivel... Statul român nu se îngrijește de comunitățile lui de aici. Ce să se mai facă și acolo, doamne? Doamne, să știți că sunt oameni plătiți care trebuie să se ocupe. Sunt plătiți de autoritățile statului. Ăia care sunt plătiți se ocupă, domne. Nu se ocupă, se duc să se plimbe. Dar nu știți dumneavoastră că se ocupă. Nu știm noi. Ei au propriile lor conduite, care sunt guvernate de cei care i-au trimis. Exact. Nu se ocupă la acum, nu se ocupe. Se ocupă de comunitățile de acolo. E la o altă treabă. Asta zice, uite. Uite, asta nu se zică. Este oarecum... Săracul domnul Gordas, nu știu ce, zicea că nu avem comunicare. Au, domne, băieții aia care s-au dus acolo au alte treburi, domne, nu, este, nu asta, domne. Noi așa e. Mare tratăm oarecum relaxat, da, aici din studio, da, problema, dar este o parte tristă, o componentă tristă a contemporaneității noastre, da, pentru că este atât de rea relația statului român cu românii din afara granițelor țării și cu cei de aici, ca să fiu pe placușa domnului și nu, dar, eu nu fiu dar pe vreau placu, să spun, eu vreau să vă spun care este realitatea. Realitatea este că... Noi nu avem cum se spune, un spirit național care nu funcționează aici, și în interior și în afară. Ce să mai facem acum cu în afară? Noi nu reușim să coagulăm național în România. Da, păi să mai facem și cu diaspora, domnule. Asta e o poveste. Are dreptate domnul Titi Sultan. Asta nu ne interesează ăștia decât la vot. Asta este o aiureală, domnule. Din păcate, politică. Nu e comuniune, domnule, națională. Dar mă rog, nici acolo, sincer să fim, nu există o eficiență din punct de vedere al dirijorii atenției asupra momentului electoral și a calității politicienilor care se prezintă multe ori, pentru că vă dați seama, din atâta milioane de români, nici măcar o pătrime nu votează, despre asta vorbim. Că nu este un randament eficient, mai eficient în România. Dar eu cunosc românii care se ocupă de aceste partide politice. Să știți că există foarte multă seriozitate la nivelul tuturor partidelor politice. Dacă aș putea să dau și nume, pot să dau oricând. Seriozitate din ce punct de vedere? Ce fac? Cei care vor să facă ceva pentru comunitățile în care provin, chiar vor să facă. Eu cunosc și de când am fost în cadrul PNL. Mi-a aminte numeva care au apucat să candeze, dar nu i-au pus partidele pe locuri elegibile. Da, eu cunosc că era un băiat din Belgia, Toni Nierja. Era Radu Lupu din Italia. Ăsta e și antreprenor. A făcut o fabrică, că m-a stănit și mi-a să aminte, a făcut o fabrică, cred că la Mizil, fabrică de termopane și cred că ceva pe la Ploiești. A investit băiatul ăsta venind, Radu Lupu. Trebuie dat de exemplu, domne, spuneți-i numele, puneți-l acolo, faceți-i reclamă, că asta e o excepție, domne, dă-o acolo. Nu știu dacă el știe de emisiune. Am înțeles că nu e voie, dar trebuie să facem, că dacă e așa... E primul investitor al lor. Acum vreau să vă zic că e urât. Ăștia erau la PNL.
un post, lista e mult mai mare. Vreau să spun de la PMP, Dorin Coman, ei au adus investiții, că despre asta vorbim, au adus în România, da? Și pur și simplu, Roiban, da, da. Ăsta este numai IT-ist. Că trebuie să luăm pauză și da. Vorbim după publicitate și continuăm, mulțumim telespectatorilor, pauză și revenim. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenzile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Trăim rapid și intens. Nu mai avem timp să ne punem și semne de întrebare pentru sfârșitul inexorabil. Ce este moartea clinică? Este un fenomen atipic? Un miracol sau scepticii au dreptul să se îndoiască? Este sufletul nemuritor? Platon spune că persoana noastră este o substanță nemuritoare prin natura sa, numită suflet. După moarte, sufletul se duce la alți zei să dea socoteală. Socoteală pe cât de mângâietoare pentru cel bun, pe atât de plină de spaime pentru nelegiuit. Fenomenul există, dar ce și cât știm noi despre el? Am avut un stop cardiorespirator. Am făcut infiltrații, în urma infiltrațiilor, am făcut șoc anafilactic și un stop cardiorespirator. Am făcut al doilea infarct. La 23 de ani s-am pușcat. Eu consider că nașterea ar fi fost ca o poartă care m-a ajutat să călătoresc acasă. Eram o mică steluță, eram așa ca un punctișor din care ieșeau irizații. S-a desprins și încerca să urce încet, încet în sus. Două prezențe benefice, pot să spun. Știu că m-au prins de mână și au zis, e momentul să plecăm. Moartea clinică este moartea din care persoana respectivă poate fi resuscitată, își revine, deci nu este o moarte completă, în timp ce moartea biologică este o moarte completă din care orice manevră medicală nu mai poate resuscita persoana respectivă. Aceste studii de caz au întrunit toate elementele unei experiențe de moarte iminentă. Sentimentul religios este în noi. Noi nu putem trăi, pentru că noi, într-un fel, trăim două vieți paralele. Zice, întoarce-te și fă numai bine. Atât. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței.
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin Organismul de Evaluare a Conformității Produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Fabiana Vuță, iar eu sunt Siarela, și provocăm toți tinerii talentați să posteze un videoclip cu titlul Provocare pe grupul de Facebook Calea Show. Iar dacă ne place, vă invităm în direct alături de noi în emisiune!
Am revenit în studio, stimați telespectatori, Starea Economiei Românești. Sunt Titi Sultan, partea a doua emisiune, alături de invitații mei de excepție, domnul Ilie Șebănescu, fost ministru al reformei, analist economic de mare anvergură, și domnul Aurelian Mihai, fost deputat pentru diaspora în Parlamentul României în perioada 2012-2016. În prima parte, discuții extrem de concise, coerente, la obiect. Cred că prin discuțiile care au avut loc am putut să scoatem în evidență realitatea stării economiei românești în contextul în care foarte mulți cetățeni români sunt plecați în străinătate, din punct de vedere economic, să vorbim corect. Însă avem un telefon și îl ascultăm în acest moment. Bună seara! Bună seara, stimați domn! Bună seara! Vreau să vă... Am urmărit de mai multe ori emisiunea dumneavoastră, domnule Sultan. Și aș vrea, având în vedere că sunteți o persoană mai în vârstă și cu mai multă experiență de viață, aș vrea să vă spun următoarele lucruri. 1. În România nu există o clasă politică, domnule. În 30 de ani s-a format o mafie politică. Se înjură la televizor și în realitate fac tot ce vor cu țara asta, încălcând legile. 2. Mandatul senatorilor și deputaților poate să fie de mai multe ori aleși. Președintele care și sunt aleși uneori cu 600 de voturi sau 2000 de voturi, pe când președintele e ales cu 4, 5, 6 milioane și are mandat limitat și prerogative foarte limitate. Ajunge ca la un moment dat Parlamentul și Guvernul să facă ce vrea cu președintele și cu clasa politică. Deci nu e în regulă când președintele reprezintă statul român și este ales de majoritatea cetățenilor țării, ar trebui ca să se modifice Constituția și senatorii și deputații să aibă un număr de mandate reduse. Pentru că altfel se întâmplă ce se întâmplă acum. Sunt senatori și deputați cu 4, 5, 6 mandate și care n-au făcut nimica în statul pentru țară și pentru popor. Mai mult, au distrus industria, au distrus școala de 20 de ani, au distrus sănătatea, s-au construit 1880 de biserici și niciun spital în țara asta. Nici o școală nouă. Deci toți vin și promit, 18 ani a fost la putere PSD-ul, vreo 8 ani PNL-ul și vin după 4 ani și spune: domne, dacă ne alegeți pe noi o să facem și o să dregem. Nu fac nimica, pentru că sunt aceiași indivizi corupți, fără experiență profesională și care își bat joc de țara și de poporul ăsta. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Toate posturile de televiziune fac top show-uri, invită aceiași indivizi, folosesc termenul în dispreț, aceiași cetățeni la emisiuni, fie la Realitatea, fie la Didi 24 și așa mai departe. Dar nimeni nu invită cetățeni cu experiență, care nu sunt politicieni și așa mai departe, care n-au nimic de ascuns, nu vin să se certe cu adversarii lor din alt partid politic, vin cu idei și încă ceva. Am trimis un material la președinție, la consilierul pe probleme economice. Singura șansă de a salva țara asta în momentul ăsta, mai ales că există fonduri de la Uniunea Europeană, este să se aloce 1 miliard de euro, 600 milioane pentru agricultură și 400 pentru industria alimentară, că importăm mâncare de 20 de miliarde, dar putem să producem mâncare pentru 80 de milioane de oameni, nu pentru 20. Deci producția agricolă începe să fie prelucrată din luna august și poate fi asigurat baza, mâncarea pentru toată țara asta începând cu anul viitor și cu și să reducem importurile, să reducem presiunea pe bugetul țării. Deci nu face nimeni asta. I-am scris și premierului despre lucrul ăsta și tot degeaba. Deci nu au niciun fel de respect față de țară și de poporul român. E păcat de țara asta, că e bogată. Uniunea Europeană a făcut o statistică și a spus că, având în vedere suprafața României, este țara cu cele mai multe resurse ale solului și subsolului și cu toate astea este țara cea mai nenorocită din Uniunea Europeană. În 30 de ani n-au făcut nimic. În 30 de ani, domnule, să nu schimb nimic în țara asta, să distrugi fabrice, să distrugi usinele, să dai pe mâna unor firme de 3 lulele, care o a dat Petrom, o dai unei firme austriece care n-are o sondă, m-ați înțeles? Deci asta e trădare de țară.
au distrus legea 18, au anulat-o, nu există răspundere ministerială, deci, sau în administrația locală, ca să nu se poată fi tras la răspundere, să facă fiecare ce vrea cu bugetul țării. Deci, astea sunt probleme. Și încă ceva, cu pandemia asta, vă spun din stație, am scris premierului, deci trebuia să declare stare de urgență, pentru că a fost stare de urgență, erau 102 de infectați și după ce nu mai e stare de urgență s-a ajuns de 10-15 ori mai mult. Deci când se va da drumul la școală acum, dacă declara starea de urgență până pe 13 septembrie și nu ajungeam la situația, o să vedeți, după 1 octombrie o să fie 300-400 de copii zilnici și studenți infectați și nu o să mai putem stăpâni. Păcate eforturilor medicilor și asistenților medicali. Eu da, cred că oamenii ăștia într-o zi o să ia bagajele și o să plece. Și ce o să facem atunci în țara asta? Da, mulțumesc mult. Și dă mesaje, dă felul de stâmpenii și aia mai departe. Tot felul de nenorociri. Tot numai mincinoși. Numai circ în țara asta. Deci, mulțumim pentru intervenție. Invitați oameni, pentru că sunt oameni cu experiență profesională, care au fost directori, diplomați, au construit fabrici, uzine, combinate siderurgice în țara asta. Și nu pot... Da. Mulțumesc pentru intervenție. Pentru partea economică o să-i dau cuvântul domnului ministru Ilie Șerbănescu și după aceea o să vă răspund și eu din punct de vedere constituțional. Vă rog, domnule ministru. Eu împărtășesc părerile domnului pe care le-a spus aici. Sunt corecte din foarte multe puncte de vedere. Am însă rezerve în legătură cu posibilitățile de a schimba aceste stări de lucruri. Nu cred că... Dacă ne raportăm și chiar vreau să vă întreb, cu atât mai mult cu cât a intervenit și acest telespectator în direct. În 1990 România n-avea nicio datorie. Ce ar fi trebuit totuși să facem noi? Asta cu datoriile, asta e o poveste. Deci nu e o realitate? Am avut săptămâna trecută, a fost domnul Petre Roman în emisiune și a spus, deși nu aveam nicio datorie, situația economică nu era pe roze. A spus aceste cuvinte în timpul emisiunii, în 1990. Mă rog, el poate ca prim-ministru la vremea respectivă știa mai multe. Da, vă rog, haideți să răspundem. Eu expun părerea mea. Sigur, vă rog. Și ca să-i spun telespectatorului, uitați, a spus că în alte părți nu sunt oameni sinceri, toată lumea minte. E domnul Ilie Șerbănescu aici, cred că om mai corect și mai... Nu știu, asta este treaba... Opinia mea. Eu, ce-am văzut, dumneavoastră spuneți lucrurile pe nume. Asta e treaba și vă rog dânsului, și dacă vrea să, să considere așa direct sau nu. Altfel nu intra în direct cu noi, vă rog. Da. Nu, apropo de mine. Da. Dacă el vrea să considere că... Aveți ceva de pierdut să nu spuneți adevărul? Aveți ceva de câștigat? Nu. Așa că vă rog. Nu. Știți cum e cu datoria? Eu părerea mea este că lui Ceaușescu a fost lichidat pentru că și-a plătit datoriile. Nu pentru că făcuse datorii. Problema este, dacă nu ai datorii, nu poți să fii ținut în șah. Și atunci, în sistemul trecut, ca și în sistemul actual internațional, care, după părerea mea, a rămas absolut același, este de netolerat să n-ai datorii. În cazul specific al României, plata datoriilor s-a făcut cu niște eforturi care sunt fals că s-au făcut pe bază de export, s-au făcut pe bază de tăiere de import. Și atunci România, într-adevăr, nu mai avea datorii, dar nu mai era conectată internațional. Și nu poți să te descurci. Adică a făcuse un efort cu 10 ani înainte să-și creeze o industrie care după aia i s-a tăiat posibilitățile de a se menține racordată la tehnologie. Și atunci într-adevăr era într-o situație foarte complicată.
Dar această situație complicată, pe care cei care conduc lumea o conduceau și atunci și o conduc și acum, din păcate, o știau foarte bine și au folosit-o foarte eficient, că ei sunt foarte eficienți din punctul ăsta de vedere, au folosit această chestie și au distrus-o, bună ziua și la revedere. Apropo de ce spunea domnul care a vorbit, anume faptul că noi importăm, deși suntem importatori net de produse alimentare, cu toate că suntem producători de cereale și alte produse agroalimentare de bază. Păi asta este situația unei colonii. Ea exportă materii prime și importă produse finite. Noi producem și dăm la export cereale și aducem făină congelată din care facem pâine. Trebuie să se știe că jumătate din pâinea pe care o mănâncă românii este făcută din făină, din aluaturi congelate, unele făcute în străinătate pe baza exporturilor românești de grâu. Și cât privește cât câștigă România din acest comerț, vreau să vă spun că această țară care este la grâu și la porumb pe podium, adică între primele trei producătoare din Uniunea Europeană, înțelegeți? E foarte important acest lucru. Această țară are toți traderii, adică cei care se ocupă cu valorificarea, sunt toți străini, niciunul nu-i român. Astfel că România câștigă și dacă dublează producția, înțelegeți? Ea câștigă tot atât, că ăia traderii au grijă să reducă prețul de valorificare extern, astfel încât să nu câștige producătorul român mai nimic. Sau să câștige tot timpul la fel. Da. M-ați înțeles? Este foarte simplu. Asta în această situație am ajuns. Situația din 1990 nu era deloc bună, dar a fost folosită pentru a distruge și ce se făcuse și să ajungem la mâna totală a altora. Acum suntem și îndatorați și suntem minunați. Apropo, adică de ce am întrebat despre datorii, spuneți ce soluție avem. Mai avem vreo soluție? În momentul, din punct de vedere economic, pentru că a spus că a trimis către președintele României, către primul ministru, niște propuneri către consilierul. Eu cred că dacă ar fi fost o soluție, consilierul prezidențial pe probleme economice, i-ar fi răspuns. Dar nefiind o soluție, nu i-a mai răspuns. Așa cred. Așa dacă cred. A citit ce i-a trimis, așa cred. Citit, da. Acum nu poți să bați din palme și să găsești soluții. Evident. La o asemenea situație care s-a deteriorat dramatic an de an, timp de trei decenii, nu se pot găsi soluții peste noapte. Nu știu dacă se pot găsi în general soluții, dar peste noapte în niciun caz. Decât tot în trei decenii. Dar trebuie să te apuci să schimbi ceva. Dacă tu te schimbi, vrei să minți, apropo de ce nu vrem să știm exact câți sunt în Spania și nici în Italia. O frecăm așa ca să avem voturi. Asta nu duce nicăieri. Asta nu poate să fie o soluție. Da, asta apropo de ce spunea telespectatorul mai devreme în legătură cu clasa politică. Însă vreau să spun atât. Nici clasa politică nu se poate spus face că nu e, peste noapte. A spus că nu avem o clasă politică. Bun. Potrivit Constituției, asta e. Statul este organizat așa cum este organizat și există partide politice, formațiuni politice, pentru că altfel
nu poți și derula o activitate electorală. Nu știu, apropo de ce spunea dânsul, că l-am ascultat cu foarte mare atenție. Dânsul zicea că e rău că au mai multe mandate. Asta vreau să-i explic. Bun. Nu știu dacă n-ar fi o soluție. Da, eu am spus-o. Nu știu dacă n-ar fi o... Nu cred că ar fi... Nu cred că asta ar rezolva problema. N-ar rezolva-o, bine. Dar o soluție, așa, limitarea pentru toată lumea... Dar de ce ar avea două mandate președintele și parlamentarii, ar avea mai multe? Da, eu am asta discutat... Asta ar fi corect, poate. Da. Să reducem și la parlamentari. Dar nu cred că asta rezolvă probleme economice, în primul rând. Eu am discutat aspectul ăsta. Am propus ideea de două mandate. Nu, am propus-o pur și simplu în spațiu public, problema, nu undeva. Pentru că președintele are două mandate, primarii la fel nelimitate, mandatele în alte autorități publice există mandate, de adevărat, pe termen mai lung, un mandat care poate fi și ala prelungit și atât, dar din punct de vedere instituțional, că aici vorbesc, guvernul nu îl poate suspenda din funcție pe președinte, numai Parlamentul României, așa cum spune Constituția, pentru să vășea o fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției sau pentru un altă trădare. Bine, domnul care a vorbit bine, a vorbit la modul nu general. În spiritul Constituției sigur, actuale, sigur. Ci unei Constituții ideale, așa cum o vede dânsul. Dar, din punct de vedere al clasei politice, și eu sunt la fel dezamăgit, ca și mulți cetățeni români, nu știu dacă există posibilitate de a se naște un partid, o formațiune în care să aibă încredere. Să sperăm că tineretul vine cu un alt elan. Poate o facem online după pandemia asta, să rezolvă problemele. Deci oricum, întrebări pertinente și o situație prezentată corect. Mulțumim. Dar am mai zis departe, ceva, domnul... am mai zis ceva, domnul George Mihai. Da. Despre asta este vorba, până la urmă. Au nu știu câte mandate și n-au făcut nimic. E adevărat. Despre asta este vorba. Degeaba ai două mandate. Dacă nu faci nimic, poți să ai un mandat. Poți să vină alți doi și care nu fac nimic. Sigur că da. Aici nu e vorba de climat. Ce lipsește aici? Lipsește e mandatul reprezentativ, n-ai ce să faci. Adică deputații sau senatorii nu pot fi trași la răspundere. Problema este că țara voturile n-are o direcție, o dorință. Acum, ce să facă? Vreau să vă spun ceva, nu că vreau să o citesc pe Adrian Severin. Acum o lună a zis, domne, cum e poporul, așa e și Parlamentul. Că parlament ca ăsta mai slab, n-a existat niciodată. Acum, dacă... Așa e. E dezastru. Gândiți-vă, nu hai să nu dăm pe popor. Acum ai devină popor. Nu, nu vreau să spun că și nivelul de educație, nivelul de, eu știu, implicare a scăzut. Domnule, ne ascundem după degete. Acum ne ascundem după popor. Acum, dacă îi devină poporul, nu am spus că îi devină. Și noi suntem la nivelul poporului, adică chiar nu mai e nimic de făcut. Întotdeauna se spune că Parlamentul este oglinda... Păi nu este reprezentantul poporului. Da. Bun, continuăm cu partea de diaspora. Spus ce mai domnul Mihai mai devreme, dacă nu ești eficient, nu există o sancțiune. Te-au votat oamenii acolo, ești primar. Sancțiunea e de când e alegere, atât la următoarele alegeri. N-ai altă sancțiune. Și ai fugit, n-ai. Bine, mersi cu banii și așa mai departe. Nu, trebuie să iau un pic de conștiință. Te-au votat oamenii ca să faci ceva pentru ei. Le-ai promis. Poate dumneata ai conștiință, dar altcine mă cedea cu acum. Nu discut de mine, că am mers până la proteste extreme și tot am rezolvat, zic eu ceva. Și acolo un pic m-am simțit așa răzbunat pentru anii tinereții, că am suferit cu milioane de oameni. Dar acolo unde am avut... Știți de ce mi-am adus aminte? Am simțit o chestiune minoră, că am multe chestiuni rezolvate, pe care le doream rezolvate. Nici n-am fost într-o formațiune la putere, am fost numai în opoziție. Dar, și minorită, și în Parlament. Dar după alegerile din 2014, nu, la alegerile din 2014, prezidențiale, la o lună după ce a fost emisă ordonanța de urgență, mă oprește un tip la un consulat. Chiar eram în Madrid. Un băiat mai solid, un tânăr, zice, domnul Aurelian, domnul deputat, stați un pic. Și zic, ce vreau omul ăsta, dar eram cu un soție și oricum nu mă temeam, eram în Spania. Dar eram curios. Și vreau să vă mulțumesc că am o fetiță care s-a născut și sunt printre primii părinți care n-au mai plătit certificatul ăla de naștere. Aia să știți că mie
Adică m-a lăsat mască într-un fel, alegător, adică cetățean. Nici nu știu dacă fusese omul la vot. Dar pe mine m-a mulțumit sufletește că eram pe drumul bun. Și te mai salută lumea prin avion, prin teritoriu și mai departe. Dar da, cred eu că atunci când ești votat, trebuie să ai garanția asta. Da? Facem orice și oamenii trebuie să se bucure de rezultatele noastre. Acum, eficiență nu prea am văzut. Mandatele au fost duse la capăt. A apărut chestiunea asta cu pensii speciale, nu se dea acord cu ea. Dar n-are rău ce gândesc eu și popor e suveran prin faptul că avem un parlament care votează. Cu privire la românii din diaspora, spuneam mai devreme, cunosc pe cei care se ocupă, sunt idealiști. Da. Dar problema este următoare. Puteți să vorbiți liniștit că... Nu, că se aude. Dar numai că nu se vede. Problema este următoare. Da. Degeaba sunt idealiști românii care fac politică în afară. Spuneam că îl cunosc pe... Că îi cunosc pe cei din PNL, pe cei din PMP, am amintit mai devreme. Cunosc de la PSD, doamna Nicol Neu, implicată în chestiuni sociale și a adus o mulțime de bani în România și atrage investitori. Cunosc deputatul ăsta din USR, care este Popescu, foarte bun. Dar degeaba, dacă oamenii ăștia nu sunt susținuți, pentru că partidele trebuie să-și facă datoria, trebuie să fie o curățenie generală în aceste chestiuni și în consulate și în ambasade, cât mai mulți români de acolo în teritoriu trebuie să fie susținuți să capete joburi și asta înseamnă că este foarte bine pentru acele comunități. Acum ce pot să vă spun eu? Pot să vă spun ca român care a trăit în afara țării, că statul român a lipsit de cele mai multe ori atunci când prin prezența lui era nevoie. Când a fost nevoie. Pentru că e un lucru urât să spună străinii, dom'le, uite, sunt atâția români morți în morgile din Spania, Italia, Germania, Marea Britanie. Stau aici de 2-3 ani de zile, adică este umilitor, e stat român până la urmă. Am făcut apel de atâtea ori. Am încercat să schimb legea 198 la vremea respectivă prin, cred că, articolul 15 al B. Încercam să spun, hai să creăm un fond din banii statului, evident, ca o garanție că acolo unde sunt accidente, cum este băiatul doamnei Iatan în Spania, că am mai adus aminte, da, și în presă, un tânăr cam de vârsta mea accidentat, care nici astăzi nu și-a revenit din comă. Această familie a dus-o foarte greu și sunt foarte multe cazuri. Ce face statul român pentru acești oameni? Că despre asta este vorba. Da. Îi abandonează? Evident că nu ține cu ei. Domnul Anca, vreau să vă pun o întrebare. Care cred că leagă situația actuală de problemele de care v-ați ocupat dumneavoastră. Așa că aici suntem, în afară de domnul Surtan, nu suntem decât foști. Dumneavoastră fost, eu fost. Așa că putem să fim foarte mai liberi în exact, ce spunem. Exact. Întrebarea mea este, spuneți-mi, ce credeți că, din punctul de vedere al emigrației, va avea ca efect această pandemie? Nu acum, în câteva luni. Că acum s-a văzut. Oamenii care nu mai aveau niciun rost pe acolo, au plecat, au venit acasă la ei. Aici n-au niciun rost, că oricum statul, ca să vă citez... O ducea greu. O ducea greu și acolo unde trebuia să fie n-a fost niciodată. Așa, deci ce au venit aici, după părerea mea, la milionul de șomeri care va fi creat din interior, se va adăuga un milion de șomeri al celor veniți din afară. Flutură vânt din afară, își caută pe aici și, ca să fim obiectivi, nu o să găsească nimic. O să-i găsească pe ei alți un milion de șomeri. Și până la urmă, vreo 1,5 milioane de șomeri o să fie în România
buni, nu o să mai știe dacă o să fie din străinătate, din diaspora sau de aici, din interior. Da. Problema este, nu știu dacă ați văzut, ați studiat programul ăsta de ajutor pe care guvernul l-a care făcut. Care dintre ele? Sunt câteva pe nu, ăsta, ăsta pe termen lung. Ăsta pe termen, IMM Invest. IMM Invest, cel cu garanții cu credite, anul acesta nu se plătesc dobânzi de la... Nu. Dacă le dă bani ca să supraviețuiască și ca să facă o brumă de investiții pentru viitor. Sunt și cele trei apeluri și pentru capitalul de lucru și pentru Horeca, exact. Și pentru firmele care au avut angajați. Știți câte aplicații au fost? Pe IMM Invest știu că erau destul de multe solicitări. Câte? La început am văzut prima săptămână. Da, nu contează. În primele zile 14.000, dar sunt convins că au fost 50.000 de solicitări. Știți câte companii sunt în România? 6.000. Da. Deci, deci o spune clar acest lucru. Așa, da. Bun. Știți câte s-au aprobat? Câte operează? Nici nu știu acum, în momentul de față, dacă procesul continuă de selecție sau este un proces încheiat. Adică problema este următoarea. Problema sunt așa. 50.000 au aplicat, ca să mă exprim și așa. Și câți au fost selecționați? Totul s-a desfășurat prin bănci. Da, prin băncile din România, care sunt, exact, pare foarte rău, exact. Toate, majoritatea sunt străine. Exact. Sau cel mai multe, covârșitoarea au capital majoritate. Nu! Consideră doar 12.000 din alea 6.000 că sunt bancabile. Deci eligibile pentru IMM Invest. Exact. Deci, indiferent câți bani s-ar fi băgat prin IMM Invest, de către statul român, derulându-se programul prin bănci, el oricum se limita la alea 12. Știți câte au primit bani, au primit aprobări? Din cele 12.000? 7.000. 7.000. De 7.000 din 6.000. N-a să credeți că se salvează economia cu... Nu despre asta este vorba. Nu. Evident că la raportul acesta, solicitări, societăți existente, sunt 600.000 de societăți. Câte dintre ele au activitate? Vă spun eu, 450.000. 450.000. Da. 450.000 prezintă, 25% prezintă bilanț. Deci 7.000 au primit sifonări de bani ca să... Deci 10%, peste 10% au solicitat, 12%, probabil 11%. Dar, 1%, domnule. Dar nu, am solicitări și așa mai departe. Dar întrebarea mea acum este, pentru că și aș adresa o guvernului, pentru că, într-adevăr, va fi nu știu dacă doar un an, va fi greu, începând din toamna asta. Păi ce a spus domnul Șebăne să mai păi eu ce am spus? A spus mai puțin, că nu va fi greu. Către fi... guvern am zis. Cum poate să... Adică acești oameni care au venit, nu știu dacă au venit 1.000.000 și au rămas în țară. Nu știu dacă asta este real. Ei așteaptă să se redeschidă chestiunea. Către cei de la Departamentul pentru Românii de Pretutine, despre guvern, aici vreau să mă refer. Aha. Este un departament care cu asta se ocupă, da? Unde, din doi directori, directorul general, ăștia n-au trăit în străinătate. Conduși de un secretar vin, de stat în subordinea secretariatului general. Secretarul de stat e un băiat venit de pe la Roma. Mă rog. Adică doar să reproșați faptul că ei nu știu problemele lor de acolo, că n-au trăit acolo. În mare parte, dar... Bine, românii vă și asta o lipsă de încredere, nu ești dintre noi, e clar. Dar întreb și eu, Guvernul României, prin acest departament, care trebuie să se ocupe de români, da? Ce strategie au ei vis-a-vis de situația acestor oameni? Ei nu știu dacă au vreo strategie pentru țara însăși, domne, și să vreți să aibă un departament cu diaspora. Oameni, vorbesc de un departament cu oameni plătiți special pentru aceste relații. Numiți politici, domnule, asta e greșeala, ce să mai ieși? Nu sunt competențe, domne, exact ce spunea și telespectatorul. Vorbim de, numiți, și de lipsă de competență, da. Și de profesionalism. Domnule, asta nu erați eligibil să vă duceți...
să fiți angajat în locul respectiv? De cum să nu? Iată, i-a spus o întrebare de nota 10. Să spună de ce. Nu vreau să spun neapărat de ce. Păi e prea rezonabil, domnule. Exact. Nu știu, mulțumesc, dar sunt foarte mulți români din diaspora care ar face față în structurile de stat, exact acolo unde este nevoie de ei. La, că da, tot da. Vorbesc de Spania. Și atâția ani în Spania, singur... plus un mandat de parlamentar pentru diaspora, plus calitățile care le are din punct de nu, vedere... Nu, dar vreau să vă zic doar nu. Avem un singur... Se caută cei care pot fi manipulați, nu cei care sunt competenți. Avem doar un singur om care se ocupă de comunitate. Deci, consilierul ăla pe probleme de comunitate. La 1 milion de români. Da. Pentru mine a fost un șoc să mă duc în 2013 la consulat. Numai 1 milion sunt? 1 milion... Dacă mă credeți... Aia de care vorbea domnul Sultan, aia cu... Cum i-ai zis, Sergei? 1 milion care au... Nu, care au de pașapoarte CRDS. Cetățeni român cu domiciliu în străinătate. Sunt aproape 100 de mii. CRDS. Cetățeni român cu domiciliu în străinătate. Sunt cetățeni care și-au înscris domiciliu din străinătate în pașaport. Și care lucrează oferă un pașaport. Care plătesc impozite. Exact acolo, da. Ăia sunt legale acolo. Restul... Au optat pentru că au familie. Eu cred că... Bine, mai sunt și alții cu alte contracte. S-ar tăni să se mai întoarcă mulți dintre ei acasă, că-s la a doua, a treia generație. Evident, evident. Dar... Eu am familie care... Nu, ei nu se mai întorc pentru că s-au născut nepoți și așa mai departe. Dar pe mine m-a întristat că a fost dureros să văd o familie și în Viena și în asta. Dar undeva în 2013-14 mă aflam la Roma, la consulat, un tip care la poartă nu vorbea română, că era italian, umilitor pentru mine ca deputat, reprezint oamenii ăștia și în Spania, la fel, în Madrid, și n-au înțeles. Păi pune și portalul ăla să vorbească, să fie român, dar era, era bine, el era bodyguard acolo, nu să vă alunge pe ăștia care vă ocupați pe acolo, dar, cu politica, domnule. Nu, păi era... Era bine că nu știa român. Era groaznic pentru că se trezeau cu mine la ghișeu și întrebam de viața lui. Dar vreau să spun că am găsit o familie... Nu mai mă mir că îmi retrag întrebarea. Da, de ce nu sunt angajat? Da, bineînțeles. Nu, și... dacă erați eligibil. Eligibil. Nu. Cea mai tristă situație pe care am văzut-o la acel consulat, pe lângă faptul că îi primeau într-un fost garaj, acum s-a făcut un consulat modern, etc. M-am întâlnit o familie cu copilul, veniți de la Bari de la 12 noapte, i-am găsit dimineața, înainte să deschidă consulatul, că așa mergea, înainte să... Puhoi de lume acolo. Oamenii a plecat noaptea încă și s-au dus la 12 noaptea pe drum, că au făcut vreo 6 ore cu mașina, cu copilul mic, vă dați seama, cu bebeluși, ca să-i facă certificatul de naștere. Chin, domne, chin, la 6 ore de mers cu mașina, pe la 8 dimineața, că erau, deci după 8 ore, pe acolo terminați părinții, copilul bebeluș, cu Pampers după ei, cu mâncare, cu sticla de lapte, cu nu știu ce, ca să-și facă vieții oamenii un certificat de naștere pentru copil, bărbatul s-a învoit de la muncă, tatăl. Chin să-l convingi pe patron, băi, trebuie să mă duc la consulat să-mi facă stând de bun în 2014. Adică, unde? Din România. Să-mi facă, trebuie să-mi voiești. Repet, spune care va s-a fi implicația pandemiei asupra acestei probleme. Implicația pandemiei va fi una groaznică. Pentru că... Mai vii de acasă. Nu o spun pentru că nu văd, de exemplu, la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, despre diaspora am discutat, nu văd o situație clară cu ceea ce va urma și o strategie. Oamenii ăștia pur și simplu cred că-s knockout. Dom'le, ai o situație de gestionat. Implică-te, dom'le. Păi dacă ne implicăm, doar de mers până la nunți de partid prin cum i-am prins. N-au nicio situație. Păi i-am găsit la o nuntă de partid și am atras atenția în presă. Pe bani publici. Și-au plătit avionul, s-au dus. Dom'le, și s-au supărat. Nu ei au decizia, dar măcar ar putea să vină cu niște propuneri. Să vedem, domnule, că nu-ți plătiți degeaba. Că e dureros pentru un român care este astăzi în diaspora. Și că am văzut că ne-a sunat omul ăsta din País Vasco, din Țara Bașilor, din Spania. Păi ne-a sunat săracul și gândiți-vă, uite, a găsit, se vorbește despre... Cum ăla din... Am popularizat, am făcut share astăzi de pe Facebook și să știți că se mai uită lumea. Dar eu mă gândeam că mă sună chiar de acolo, din Țara Vașului, că nu mă gândeam. Și să știți, Țara Vașului, cea mai dezvoltată economie din Spania.
și întotdeauna a fost fruntea și mai departe. San Sebastian este cel mai curat oraș din Spania și în top și de ați ani de zile. Civilizație. Dar oamenii ăștia care au termen de comparație, ce spun ei când văd că statul român, prin cei numiți acolo? Că nu sunt eligibili ăia care trăiesc în afara țării. Domnul Șerbănescu se întrebe care e stat. Mai există stat român? Există stat român. Din moment ce se plătesc salarii, din moment ce statul ăsta român buge și îl toacă așa. Asta-s chestii artificiale. Prea puțin ca să existe, ca să răspunzi cu asta la întrebarea. Nu vreau să vorbesc doar despre diaspora. Și primăriile din România. De ce nu? Sunt foarte alegeri. Mulți. Se apropie alegerile locale. Eu uite, nu, dacă nu acum trecea moțiunea, dacă întuna vorbul și revenea PSD-ul la putere, făcea ceva? Nu trecea. Ce făcea aranjat, da, ce? Da, aranjat, așa e, umblat. Dar ce ar fi făcut ei? Nu știu dacă s-a aranjat. Când n-ai nicio soluție. N-ai nicio soluție. Moțiunea la trecut nu se știe, dar nici măcar n-a fost discutată. Dar vreau să spun la nivel de primări. Sunt români care au găsit că e mult mai bine așa. Nici nu n-a fost respinsă, nici n-a fost... Mă rog, nici momentul ăsta oricum a trecut. Am pus-o, dar nu s-a mai discutat. Da. Momentul a trecut. Capital electoral. Tari, domne, ăștia politicienii sunt foarte tari, domnule. Tari de? Tari de tot. Am înțeles. Tari de tot. Eu nu m-am gândit, nu mi-ar fi, cum se spune, trecut în minte că poți să organizezi o asemenea farsă care să nici măcar să nu fie jucată. Credeți că a fost o farsă? Ecco. Eu vă lăsesc ce fel de opinii o aud, dar... Cum nu a fost o farsă? Nici să nu votezi? Eu, din punctul meu de vedere, bine, s-a mai discutat. Faptul că înainte au avut loc alegerile în interiorul Partidului Social Democrat pentru președinte și a discutat, domnule, introducem moțiunea, domnule, cea mai importantă, a fost un capital de moment pentru ca să fie votat online de către cei din PSD. Eu v-am putut să vorbesc de ceva mult mai concret. Păi e cel mai pentru important. Că am văzut că sunt mulți români care au venit să și candideze în România. Eu nu să dau nume acum, dar am văzut că au venit și peste 100 de români care să candideze și la primărie și la Consiliul. Și după aia vreau neapărat să spunem că au fost organizate niște programe, proiecte de către Ministerul pentru Români, de pretun Startup-ul și alea, să vedem care părea și domnul Șerbănescu din punct de vedere economic. Da. Ar fi avut motive să vină în țară pentru că ar fi fost cât de cât atrași din punct de vedere economic? Imediat. Eu vreau doar să zic că acești oameni care au venit dintr-un idealism, deci ceva rar de văzut pe ei și asta să schimbe ceva, că au văzut că în primăriile... Sunt și eu curios câți dintre ei care vor ajunge consilieri, că or să fie, să sperăm că și primari, ce vor putea să facă? Pentru că fondurile europene, reacția fondurilor europene este într-adevăr una din mizele. Au văzut la Oradea și nu știu unde s-a întâmplat, să nu zic doar de Oradea, comuna asta, Ciugud, Alba, care se pare că e campion în atragerea fondurilor europene. S-au schimbat lucruri bine, adică administrația se face și în mediul rural. Ca la carte, am putea să spune că, într-adevăr, sunt lucruri frumoase. Da. Dar vreau să văd și eu câți dintre cei care vin în afară reușesc să și schimbe ceva. Pentru că mare parte din UAT-urile din România, primării și mai departe, și localitățile rurale, multe și urbane, provincie, arată dezastros. Din punct de vedere al managementului public, lipsesc în orașe din România city manager care, într-adevăr, să aibă un proiect pentru dezvoltare. Partea politică se rezumă doar la a-și plasa. Da, n-ați răspuns la întrebare. Am înțeles. Am răspuns la întrebare. Va fi poate n-a răspuns nasol de tot. Dar de ce va fi nasol? În partea am răspuns din perspectiva... Din perspectiva pandemiei. De ce va fi nasol? Se vor mai întoarce? Nu se vor mai întoarce. Va exista un flux. Doar dacă, într-adevăr, din țările respective, măsurile pe care le vor lua statele în care se află cetățenii români în momentul de față, rezidenți și muncitori și mai departe, impun aceste bariere de exit, că n-au voie să iasă, sigur că atunci nu o să mai vină. Vor fi cetățeni care vor... Adică cum să iasă? Adică nu-i mai primește pe români? Nu, de exemplu, Irlanda sau Spania sau Italia, Marea Britanie spun, domnule, nu mai ieșim din țară. Că avem o problemă internă. Lasă, dumneavoastră, asta durează încă două luni și formă încă trei, dar eu am vorbit pe termen lung. Asta cu imigrația română, adică asta rurală,
da, de care vorbiți dumneavoastră, e un fenomen pe termen lung. Asta durează... În opinia mea, procesul emigrațional va continua. Pentru că nu văd o îmbunătățire, vreau să fiu sincer, nu văd o îmbunătățire a mediului privat cu toate eforturile pe care le... Va continua, dar ăia îl vor nivelul mai... Nivelul de taxare este foarte ridicat la nivel de taxe salariale. Ăia îi vor mai primi? Asta nu am de unde să știu. Ha. Ce măsuri vor lua statele respective? Aș fi prea bun să pot să anticipez ce va face. Ați fi în guvernul României. Eligibil. Da. N-am de unde să știu ce se va întâmpla acolo. Nu sunt diletant, adică mă raportez la anumite date câte am, pe care le pot găsi și le putem găsi cu toții. Și putem să facem, să dezbatem o situație sau alta, nici măcar să o conturăm, să facem o discuție. Dar ce o să facă guvernul german sau austriac și mai departe? Bine, ca să strângă șparanghelul o să aibă nevoie, dar dacă pentru asta nu trebuie să... Fie, organizează câteva avioane în iunie și bună ziua și la revedere. Nu trebuie să circule românii. Economia trebuie să, mai ales în domeniul agricol, trebuie să-și urmeze cursul. Am îndoiel că în Spania, de exemplu, în privința recoltării căpșunilor sau a măslinelor și mai departe, sigur că sunt activități cu flux, trebuie să strângă recolta oameni la struguri, acum Franța, Spania, Italia, bineînțeles, că sunt activități care trebuie să meargă înainte. Și bine plătite că sunt de sezon. Dar ceea ce nu este normal, nu este normal ca statul român, în speță, să nu-și protejeze cetățenii. La întrebarea, care stat? Da. Ei, care stat? Statul român. Da, așa cum el definit. Pentru că totuși aici este o mare scăpare. S-au depus anumite eforturi, am văzut, dar continui să cred că vreau momentul... Vreau să spun uneori, vreau să-mi spuneți mie. Declarative, cel puțin. Da, cu asta e în momentul... Însă, ce vreau să întreb, pentru că mai avem câteva minute, mai sunt 5-6 minute. Și telespectatorii probabil sunt curioși, cel puțin la final, la fiecare dintre dumneavoastră, în special acum la domnul Ilie Șervănescu. Cum va evolua, din punctul nostru de vedere, starea economiei românești în condiții de pandemie, mai ales că vorbim acum de alegeri locale, se vor finaliza, o să avem alți primari, alți consilieri, alți președinți de consilii județeni, o să vină alegerile parlamentare, nu știu ce o să scoate în evidență decât un alt guvern, bineînțeles. Însă, din punct de vedere economic, fără tenta de a panica populația, care e opinia dumneavoastră? Partea asta de economie, care este jumate din ceea ce statistica spune, creditează economia României, care nu e. Că economia, jumatea noastră. Că jumatea noastră, jumatea care noastră suportă toate aceste lucruri, nu va fi în stare să facă față. Ne vom împrumuta în continuare până când? Nu. La un moment dat, nu ni se vor mai da bani de împrumut. Ce vom face atunci? Păi, ce vom face? Acea austeritate de care vorbeam. Și lucrul pornește foarte clar de la, dacă vreți, scenariu. Da, vă rog. Deci, de ce un nu? Scenariu foarte simplu este, deocamdată, există un acord între statul român și compania de rating americană Standard & Poor's, care a spus României, domne, voi aveți un deficit care sare din toate tiparele și statul român, apropo de statul român, a spus, domne, dar nu putem acum că trebuie să schimbăm politica României și deci trebuie să plece aia care au fost până acum și să venim noi. Acest lucru o să închide în câteva luni. Și atunci vine Standard & Poor's și spune, bine, am înțeles că ați venit voi și atunci faceți ceva. Atunci, altă soluție decât austeritatea nu există.
În ce formă va fi, nu știu. Povestea că ne salvează Uniunea Europeană e o poveste. Așa este. E povestea cu cocoșul roșu. Nu a existat în istorie o ieșire dintr-o criză care să se fi făcut pe seama celor bogați. Se face întotdeauna pe seama celor slabi și săraci. Fie era pe plan intern, fie pe plan internațional. Cam asta este chestiunea. Ce formă va îmbrăca această chestiune? Se poate să fie o explozie inflaționistă, se poate să fie reduceri de locuri de muncă, cu siguranță. Înțelegeți toate... Așa. Nu există o gamă foarte largă de fenomene de acest tip. S-ar putea ca foarte multe gospodării să înceapă să ducă rău, s-ar putea din cauza aceasta mulți România să se modifice în structura care există în momentul de față și care enervează pe mulți. Peste 90% dintre români sunt proprietari. În tot Occidentul, nu cam 30-40% sunt proprietari. Înțelegeți? Și atunci, dacă actualii proprietari nu mai fac față, se poate găsi imediat câteva companii care iau asta și transformă în foarte curând România într-o țară de chiriași. Corect. Așa cum s-a transformat România economică, românii au devenit chiriași, devin și din punct de vedere locativ. Asta sunt foarte câteva din chestiuni. Da. Domnul, mai avem două minute și rog pe domnul Aurelian Mihai să răspundă despre ceea ce trebuie să aștepte românii din străinătate, eu știu, din partea statului român, sau ce părere aveți dumneavoastră? O, doamne, deși de pus cum avem două minute, doar asta e. Eu doar îmi propun să fiu optimist, adică să nu încerc altă variantă și să reușim acum, că peste o lună de zile listele pe care le vor propune se depun cu două săptămâni înainte, cele pentru minorități și cele pentru români în afara granițelor țării, circumscripția 43, ca listele să fie listele partidelor politice, nu depinde de mine, depinde de domnul Sultan, domnul ministru, depinde pur și simplu de optica partidelor politice care trebuie să aleagă, sau pot alege, au șansa asta, ca într-adevăr să prezinte liste 100% cu oameni care au trăit în diaspora, provin din acele comunități, să facă o dovadă a experienței, a traiului departe de casă, mai bine de 10 ani de zile, este altceva, înțelegi fenomenul. Să mai terminăm o dată cu reprezentarea asta și cu apă, să punem oameni care nici măcar n-au trecut pe acolo, n-au emigrat, au fost doar în concedii și așa mai departe, chiar și cu jobul. Ori ai trăit în diaspora și vrei să faci ceva pentru comunitate, înțelegi foarte bine aceste lucruri și să milităm pentru acest lucru și, bineînțeles, pentru eficiență, că trebuie să oameni pregătiți, nu oameni pe care să-i găsim pe acolo cu surprize, să prezintă în fața noastră a cetățenilor, a legăturilor, oameni care n-au dovedit absolut nimic în niciun fel de proiect sau nu au fost implicați în ceva bun pentru comunitate. Sper, sunt optimist că partidele politice vor înțelege, pentru că săptămâna anterioară am trimis o scrisoare deschisă principalele partide parlamentare pentru președinți, mă refer, PNL, PSD, Pro-România, ALDE, PMP și chiar și către UDMR, am făcut această scrisoare, ca acești oameni să înțeleagă și la toamnă să avem oameni numai din diaspora pentru circumția 43, pentru că asta înseamnă să faci politică cu oameni din afara țării și pentru ei. Mulțumesc mult, mulțumesc pentru prezența în emisiune, mulțumim telespectatorilor. Ne revedem mâine seară la aceeași oră, vom discuta despre învățământ. Bună seara, noapte bună, mulțumesc încă o dată invitațiilor mei, numai bine. Mulțumim.